În prezența președintelui Consiliului Județean Călăraș Vasile Iliuță, a primarului municipiului Călăraș Marius Dulce și a reprezentanților societății Drumuri și Poduri Județene, au demarat lucrările la drumul Siderca. Termenul de finalizare va fi de 3 luni, dacă timpul va permite derularea în bune condiții a lucrărilor. Împreună cu primarul municipiului Călăraș Marius Dulce, drumurile județene, da? Astăzi au început lucrările la cel mai controversat și cel mai important drum din județul Călăraș. E vorba de drumul județean 306, drumul preluat de la Siderca, de la lichidator și autorizat în a putea să facem aceste lucrări de construcție și de modernizare acestui drum. Drum care va fi în final drum cu 4 benzi, pistă de biciclete și trotuar pentru pietoni. Domnule primar, mulțumim mult pentru autorizația de construire pe care ne-ați dat-o. Am predat amplasamentul drumurilor județene pentru acest obiectiv important al județului Călăraș. Cred că promisiunile pe care le-am făcut în campanie electorală au prins astăzi contur și au prins astăzi finalitatea celor care așteaptă ca noi să finalizăm acest drum. Finalizare ca și termen conform contractului trebuie să-l finalizăm în 3 luni. Dacă timpul ne permite, îl vom finaliza între luni. Dacă timpul nu ne va permite, îl vom amâna să putem să realizăm conform proiectul pe care l-am dat drumurilor județene. Aici e un proiect de echipă. Marius Dulce, a fost o promisiune că dacă vei veni primar, primul obiectiv care îl vei autoriza e acest drum. Am venit la urbanism și am găsit soluția cu care să putem să autorizăm acest drum. Administrația trecută nu a avut decât să oprească o bună dezvoltare a orașului, așa cum vom demonstra și demonstrăm de astăzi, așa cum vedeți, numai în echipă putem să dezvoltăm orașul. Acest lucru se va întâmpla în continuare dacă avem o echipă care să lucreze împreună, pentru că așa se poate, așa putem dezvolta orașul. Nu ne oprim aici, avem proiecte comune, este clar că trebuie să dezvoltăm acest oraș și atunci o să fim o echipă care va dezvolta orașul împreună cu Consiliul Județean și cu toate direcțiile pe care le vorbim. Dacă sunt întrebări? Pe ce lungime este drumul? Doamna director? Partea aia, aici sunt două finanțări, bine, au 1,300 km de la județ și avem și noi 865 de metri pe care este terenul, este bucata de drum a Consiliului Local și atunci noi o să intervenim pe cealaltă bucată ca să putem să facem un întreg așa cum suntem. Domnule președinte, cât timp vor dura, cât este mască vor dura lucrările? Ca și termen de execuție, așa cum am estimat la întocmirea proiectului, e vorba de 3 luni de zile. 3 luni de zile în perioada cât timpul permitea. Dacă analizăm și spunem că de-abia acum, după alegerile locale, am obținut autorizația de construcție, aceste 3 luni de zile, dacă va fi timpul bun, îl putem realiza acest drum. Dacă nu va fi amânat, până timpul ne va permite să-l finalizăm. Cred că maxim într-o jumătate de ani de zile acest drum este finalizat. Doamna director, se vor lua măsuri pentru ca lucrările să nu deranjeze traficul auto? Cu siguranță vom lua măsuri ca să fluidizăm și traficul, să nu încurcăm circulația, dar să respectăm și termenele pe care le-am convenit cu Consiliul Județean. Dezăpezirea drumului, cine o asigură, domnule președinte? Dezăpezirea drumului, cum e în legislația în vigoare, o asigură Municipalitatea Județului Călăraș. Toate drumurile care trec prin municipiul Călăraș sunt obligația Municipiului Călăraș să asigure dezăpezirea. Eu vreau să mai adaug ceva și anume că dacă vrem să dezvoltăm orașul, trebuie să-și dea mâna nu numai Consiliul Județean și Primăria Municipiului, trebuie să-și dea mâna toate entitățile de control, pentru că probabil că noi deja sunt cu ochii pe noi și nu ne dorim ca să vină să întrerupă aceste lucrări din nou, din vari motive. Eu consider că este orașul tuturor și atunci trebuie să-l dezvoltăm împreună. Iar din ceea ce privește dezăpezirea, suntem pregătiți, o să dăm hotărâre de Consiliu cu tot ce trebuie pentru această dezăpezire. Veți continua lucrările, domnule primar, și pe strada variantă nord? Bineînțeles, avem discuții cu drumurile județene, o să începem, o să lucrăm sume pentru a începe și acolo și nu numai acolo, o să vedeți că în viitor apropiat o să intrăm pe strada Luceafelui, pe strada Luceafelui.
zona Pandur de Subului și zona Pandur strada Nusului și atunci o să vedeți că începem să dezvoltăm zonele pentru că avem nevoie de mobilitate, pentru a crea mobilitatea pentru cetățeni, pentru că o să începem să atacăm un nou proiect pe strada București. Și atunci noi trebuie să fim pregătiți ca să fluidizăm aceste zone, să nu fie blocări de trafic. Și noi, Consiliul Județean, suntem pregătiți pentru dezăpezire. Doamna director a făcut o achiziție de încă două utilaje pentru dezăpezire. Urmează să finalizăm, să spunem, inventarul parcului. O să invităm prefectul județului Cărăra să vină să vizionez parcul de dezăpezire pe care îl vom disloca în județul Cărăra. Asta se va întâmpla pe 23 noiembrie, vom fi prezenți și vom invita și pe dumneavoastră să fiți prezenți pentru a face un inventar împreună cu prefectul județului Călăraș pentru parcul care va participa la dezăpezirea județului Călăraș pe drumurile județene